Până în 2020, organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații pot accesa fonduri prin submăsura 4.3, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructura de irigații. Fiecare proiect depus poate beneficia de câte 1 milion de euro pentru fiecare stație de punere sub presiune pe care o deține. Vom lansa o sesiune dedicată zonei de irigații, unde pe submăsura 4.3 mai avem niște sume disponibile, astfel încât OUAI-urile și FOUAI-urile să poată depune proiecte în vederea modernizării sectorului de irigații. Partea de infrastructură principală a irigațiilor este gestionată de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, instituție care a încheiat un acord cadru cu Ministerul Agriculturii și AFIR de delegarea unor sarcini privind implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4.3. ANIF are un acord de delegare cu Agenția Națională de Investiții rurale într-un parteneriat ca noi să aprobăm toate proiectele tehnice pe partea de infrastructură secundară, astfel încât obiectivul nostru, pe care îl avem și în programul de guvernare, până în 2020, cam 2 milioane de hectare să fie irigate în România. Județul Olt, după cum știți, avem 4 amenajări în reabilitare, 3 dintre ele, Bușan și Oroiu, Terasa, Caracal, Stoienești, Vișna, sunt finalizate. S-au început lucrările la un proiect ambițios pe Terasa Corabia cu o valoare de peste 50 de milioane de lei. În 2020, în jur de 80% din infrastructura de irigații din județul Olt va fi reabilitată integral. Reprezentanții celor două agenții speră ca suprafața irigată în Olt să crească considerabil, astfel încât până în 2020 județul să dețină 80% din infrastructură reabilitată integral.